Salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Eu recent am descoperit o metodă nouă, cum pot să-mi fac părul undulat și mi-a plăcut foarte mult această metodă, de aceea vreau să vă arăt și vouă. Nu știu dacă ați mai văzut această metodă sau nu, dar am vrut să împărtășesc cu voi această metodă minunată. Tot de ce aveți nevoie este o basma sau un fular subțire. Punem așa basmala și luăm puțin păr de aici și îl încolotăcim în jurul basmalei. Și repetăm procesul, mai adăugăm puțin și facem același lucru. Primește că împletim părul împrejurul basmalei. Acum voi pune un elastic și voi face partea cealaltă. Repetăm același lucru. La sfârșit vom pune aceste două împreună. Am prins la spate pe ambele. Și acum voi merge la culcare și dimineața vă voi arăta ce s-a primit. De ce îmi place mult această metodă este pentru că această basma este foarte ușurică și este foarte comod ca să dorm cu ea. Așa că ne vedem mâine dimineața! Bună dimineața! Haideți să vedem ce s-a primit. Oh, puteți să vedeți deja buclele. Oh, uitați-vă ce fain a ieșit. Nu știu cum voi, dar mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Buclele nu sunt prea crețe, dar sunt perfecte. Mie îmi place foarte mult, dar vreau ca să scrieți și voi în comentarii dacă vă place rezultatul final și dacă ați încercat vreodată această metodă și cum vi s-a părut. Sau dacă veți încerca această metodă ca să vă faceți părul undulat. Mie îmi place foarte mult și cu siguranță voi folosi această metodă mai des. Acesta este rezultatul final. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Și nu am pus absolut nimic în păr ca să păstreze buclele, dar o să vă arăt cum arată părul seara, să vedem dacă s-au păstrat buclele tot atât de frumoase. Salut, prieteni! Deja este seara târziu, este ora 11 și din câte vedeți, părul meu încă arată foarte bine, este undulat și nu am aplicat absolut nimic ca să-l păstrez așa și spre mirarea mea s-a păstrat foarte bine, după câte vedeți, așa că eu sunt foarte încântată și sper că v-a fost și vouă de folos acest video. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like sau să-mi scriți în comentarii. Și dacă nu sunteți abonați, abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru mai multe videouri. Sper că v-a fost de folos și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!